Anchetatorii au închis dosarul în care doi medici de la maternitatea Elena Doamna din Iași erau acuzați de malpraxis. Un prunc s-a născut mort din neglijența lor, au acuzat atunci părinții, așa a concluzionat și Comisia de Anchetă a Ministerului Sănătății. După 3 ani însă, în instanță, dosarul a fost clasat pentru că anchetatorii nu au găsit niciun vinovat. Să acoperă. Sunt persoane influente, medici nu or să fie trași la răspundere în picalii penală, pentru că fapta nu este prevăzută de legea penală, din ce spun procurorii, din ce spune judecătorul la fel. Cu alte cuvinte, dosarul în care doi medici din Iași sunt acuzați de malpraxis după moartea unui bebeluș a fost clasat. Deși anchetele făcute în spital, inclusiv de o comisie de la Ministerul Sănătății, au dovedit atunci contrariul. Într-adevăr, există elemente de malpraxis datorită superficialității și supravegherii necorespunzătoare a cazului. Răspunsul celor de la colegii medicilor, de la Ministerul Sănătății, de la DSP, toate comisiile care au fost făcute, că au fost vreo 6 comisii făcute, toți au spus că este culpă medicală. În septembrie 2014, Ioana Ciobanu a fost ținută 7 ore în travaliu, deși avea diabet gestațional și urma să nască un prunc de peste 4 kg. La internare, ecografia a fost făcută de un medic rezident care nu avea pregătire pentru un asemenea test și care le-a spus că și ea și copilul sunt bine. A doua zi, Ioana a născut o fetiță moartă. Legiștii au spus că pruncul murise de 24 de ore în pântecele mamei. Copilul meu nu a avut dreptul la viață? Clar, era viu, adică soția o simțit până dimineața din 9 septembrie, l-a simțit continuu. Au fost sancționați atunci medicii implicați în acest caz cu 10% din salariu pe 3 luni, iar alte sancțiuni nu s-au aplicat. Cazul, din câte știu, a fost clasat. Durerea părinților care au pierdut atunci pe Ana Maria a scos oamenii în stradă la Iași. Pentru ca tragedia lor să nu se mai repete, Ioana și Constantin Cioban vor deschide un nou proces. Vor ca cei care se fac vinovați de moartea pruncului lor să fie pedepsiți. O să mergem pe cale civilă, să deschidem proces civil pentru fiecare medic în parte, pentru spital. O să fie daune pentru suferința cauzată, daune pentru o viață luată.